aici mâncăm, aici ne spălăm, decât că nu gătim, avem în spate o polată. Dar aici facem toate utilitățile. Aici mă culc cu fetele, că nu se culcă cea mică fără mine, după aceea, peste noapte, când mă trezesc din somn, mai mă trezesc din somn, mai mă bag, mai stau și în patul celălalt. O odaie de 20 de metri pătrați este universul în care își duc traiul Vasilica Spâneci și fetele ei. După ce i-a murit soțul, a fost dată afară de soacră cu copile cu tot. I s-a făcut milă unui sătean din localitatea buzoiană Mătești, plecat în Italia și a primit cele trei suflete în casa lui, însă numai în fosta bucătărie de vară. Condițiile de trai sunt jalnice. Am dezinfectat, am uitat aici acolo. Și poclorit cu altceva, nu îmi permis să-mi iau de-astea mai scumpi. Detergent, ce pot și eu. Dar degeaba, că e infundată fosta și nu știu unde să umblu și mi-e frică să umblu acolo, că nu este al meu și nu a venit nimeni să-mi arate. Aici e bucătărie de vară, nu stătea. Oamenii nu stătea aici, stătea în casa bună. Dar aici era cum se face la țară, oamenii separat așa. Femeia se împarte între gospodărie și fetițele sale, mai ales că una dintre ele, cea mică, este cu nevoi speciale. Suferă de o formă severă de autism. Pentru un copil bolnav, mai ține cu ea la copaie. Mai răleacă și să răpi copaia cu ea, că nu vrea să stea în picioare să o spăl, să-i tun și ei apă să o spăl. Să bagă cu totul ca și cum ar fi într-o cadă. Să mă ține sălătoasă după ele le-a. Pentru ele trag. N-am niciun ajutor, părinții mei sunt morți. Mama mea e moartă de când aveam 8 ani, poate dacă trăia ea, avea și eu un alt sprijin. Dar așa, suntem frați de-a mea, pe bunii nu ne-a certat niciodată, dar fiecare cu ale lui. Cele trei suflete supraviețuiesc cu 1400 de lei lunar din alocații și indemnizațiile fetei bolnave. Mama nu se plânge pentru că, spune ea, se descurcă să facă economie, astfel încât să le ajungă banii de mâncare toată luna. Da? Tot prăjit, cărniță, znițele, ciorbică. Ce-a dat Dumnezeu? Nu m-am putut și eu mai bine să le îngrijesc, să le fac mâncare, să le... Din banii care îi avem, ne facem în așa fel să ne ajungă. Cum mai ieși pe la țară cu caietul, cum se spune. Eu, în general, mai mănânc seara pe mașina de spălat, pentru că mă așez pe vestiarul acela și mănânc acolo. Soara mea mănâncă pe scaun, că aveam un scaun și așa rupt, iar mama stă în zona asta și își pune mâncarea aici și mănâncă. De câteva zile, Vasilica a primit somație de la proprietar să părăsească odaia. Omul e hotărât să renoveze locuința și este împiedicat de chiriașe. Femeia și-a pus deja lucrurile în saci și așteaptă în orice moment să fie evacuată. Păi da, sacii, încă trebuie să mai facem rost de niște saci să le băgăm. Tot am tras speranțe că mai... Am primit ultimatum, am primit până pe data de 15, încă am mai tărăgănit noi, așa ne-am mai rugat de dânsii ca să ne mai lase. Mai cu ceartă, mai cu reproșuri. Am suportat, de-am ajuns până în faza de nu mai avem unde să ne mai ducem. Nu au unde să se mute. În sat nu le vrea nimeni în gazdă din cauza fetiței bolnave, care țipă când are crize. Singura rezolvare ar fi o locuință socială de la primărie ori un teren pe care să construiască o căsuță din chirpici cu ajutorul preotului și al enoriașilor din Mătești. Nu mă primește nimeni cu ea. Ea este în felul în care este, face gălăgie, are momente când țipă, are momente când mai trântește. Am căutat tot satul, am anunțat și preotul, am anunțat toată lumea, știi, după aici, toți știu cum sunt. Nimeni n-a venit măcar să zică, hai de fată să te mergem cu tine de mână și să găsim că ești și tu amărâtă, ești și tu singură, nu ai pe nimeni, nu... Că dacă aveam și eu ajutor... Mai ziceam, dar nu am pe nimeni. Nu vreau palate, nu vreau nimic decât o covoleacă de condiții cât de cât. Să pot să cresc copiii în continuare. Și ce ai vrea tu să se întâmple? Să am o casă, să se facă sora mea bine și mama să nu mai plângă.
a cerut la primărie un loc de casă și ea nu i s-a dat, o amână de 3-4 ani. Mai strângea și ea un ban să-și mai facă ceva acolo, mai ajuta lumea, dar unde dacă n-are unde să-și facă? Vasilica Spâneci are 40 de ani și a rămas văduvă în urmă cu 7 ani. După ce i-a murit soțul de tuberculoză, a fost alungată din casă de către socrii ei cu fetițe cu tot. A locuit pe unde a găsit chirii mici sau deloc, cum se întâmplă acum, iar de un an tot așteaptă de la primăria Săpoca o locuință socială, ori un teren pe care să ridice cu ajutorul parohiei o căsuță la marginea satului.